Bun găsit, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Venim cu multe dezvăluiri într-o ediție maraton în această seară. Invazia rusească continuă și trupele ruse se îndreaptă. Avem informații către cea de-a doua centrală atomică, după ce ați văzut în ultimele 24 de ore la Zaporoje, un director pe securitate nucleară al Institutului de Profil de aici din România va veni cu analiza momentului. Extrem de important, o să dăm și câteva declarații atât din partea președintelui Zelensky, cât și din partea liderului de la Kremlin. Din partea lui Zelensky, o declarație care poate pune în pericol Europa, doamnelor și domnilor, o să vedeți și reacția lui Putin. Dar până atunci vreau să vă arăt proteste de amploare astăzi în orașele cucerite de roși. De exemplu, în orașul Herson, oraș care a căzut în mâna rușilor de 3 zile, oamenii au ieșit în stradă și s-au așezat în fața tancurilor. Informație extrem de importantă care vine pe surse ucrainiene. Unul dintre membrii delegației ucrainene care trebuia să negocieze cu Rusia a fost împușcat, atenție, de către serviciul secret de la Kiev. Cel puțin așa sună anunțul din mai multe publicații ucrainiene. Acesta a fost acuzat de înaltă trădare. Mass media din Ucraina transmite că serviciul secret de la Kiev l-a împușcat pe Denis Kiriev, unul dintre negociatorii ucrainieni care au participat la aceste negocieri cu Rusia. Sursele citate transmit că Kievul, acest oficial de la Kiev în acea delegație cu Rusia, a fost acuzat de înaltă trădare și în acest sens serviciile secrete, cel puțin potrivit presei ucrainiene, a prezentat mai multe dovezi, printre care și convorbiri telefonice. Ce înseamnă acest lucru? Gândiți-vă că practic de aproape o săptămână acolo la granița între Belarus și Polonia se încearcă o rezolvare a conflictului armat pe calea diplomației. Sarmiza Andronic, Cristian Troncot, Sorin Roșca Stănescu și Mircea Coșa împreună cu noi în această seară. Salut pe toată lumea și încep cu dumneavoastră, domnule Cristian Troncot, și ca istoric și ca om care a citit mult despre serviciile secrete. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică ucrainienii l-au împușcat pe unul de-a lor făcându-l trădător și cel puțin în presa ucraineană apar și conversații telefonice între acesta și oamenii ai Kremlinului. Da, vreau să vă spun că nu mă miră acest lucru. Chiar am fost foarte, foarte curios să văd când încep acțiunile serviciilor secrete. Era normal că într-o astfel de confruntare militară să fie și o confruntare între serviciile secrete. Dacă serviciile secrete ucrainiene au avut o astfel de reacție, înseamnă că ei s-au bazat pe anumite dovezi cât se poate declare, fiind situație de război, spionii, adică trădătorii, în vremuri de război, se execută pe loc. Deci nu mai stau de vorbă cu organizarea unor tribunale, instanțe judecătorești, care sunt firești în vremuri de pace.
Acum, eu ce să vă spun? Vă spun doar teoretic ce s-a întâmplat în lumea serviciilor secrete. Ori fi alături de Zelensky. Câți alți trădători ori fi alături de Zelensky? Da, dar câți alți trădători vor fi și în tabăra cealaltă? Aici este clar. Credeți că e mai ușor de penetrat în Kremlinul decât Kievul? În toate cărțile pe care le-am scris, eu am spus lucrul ăsta, că în lumea serviciilor secrete este o lume plină de trădători, că nu poți să obții o informație secretă din partea taberei adverse decât numai dacă te bazezi pe un trădător. Da? Deci lucrurile astea sunt foarte clare. Până acum, cu toată sinceritatea vă spun, am fost foarte la curent cu ce se întâmplă și n-am văzut până acum decât chestiunea aia că FSB-ul a dat niște informații prin care au reușit să ucrainienii să înlăture grupul care dorea să îl... Și e pertinentă o trădare din partea unei grupări din FSB să-l fi trădat pe Putin? Da, din punctul meu de vedere teoretic este posibil și am explicat de ce, pentru că FSB-ul timp de 30 de ani de când s-a proclamat independent, Ucraina, colaborează cu serviciile similare ucrainiene pentru împotriva mafioților, deci a crimei organizate, crime internaționale organizate și împotriva terorismului. Aici s-au făcut de-a lungul anilor, sunt trei decenii, niște legături la teren între ofițeri. Normal că unii și-au salvat viața celorlalți în această luptă crâncenă cu mafioții și cu acești oligarhi, teroriști. Să le spunem. E normal ca ei să continue aceste legături, pentru că îi leagă niște legături de viață. Lumea serviciilor secrete e total diferită față de lumea politică și față de lumea războiului pe care o vedem important, în fața noastră. Important ceea ce spuneți, dar mai vreau să aduc informații de ultim moment. Cum vă amintiți, după ce ieri centrala nucleară de la Zaporojie a fost un teren de luptă între ruși și ucrainieni, acum forțele rusești se apropie de o altă instalație atomică din Ucraina. Este vorba despre centrala nucleară din sudul Ucrainei, aflată la circa 100 de kilometri la nord de orașul Nicolaev. Dar atenție, această centrală, o vedeți acolo cu roșu din sud, este cea mai apropiată de România și are 3 reactoare nucleare. Îl salut pe domnul Mitică Drăgușin, directorul de securitate nucleară al IFIN, institutul de profil de aici din România pe această chestiune. Bună seara, domnule Drăgușin! Explicați-ne mai întâi ce știți despre această centrală, că am văzut în urmă cu 24 de ore incendiul acela de la Zaporojie. Bună seara, bună seara, m-auziți? Da, m-auziți? Sunteți în direct. Vă rog frumos, bună seara tuturor. Aș vrea să vă spun că e trist ce se întâmplă. Partea de agresiune asupra unei centrale nucleare ne afectează pe toți, pentru că, vă spun, noi de o săptămână, noi, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare de la Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Culubei de la Măgurele, Fizică și Inginerie Nucleară, avem un soft care ne poate arăta dacă se întâmplă ceva într-o centrală, în sensul că e scăpată de sub control, cum merge norul radioactiv. Vorbesc de nor radioactiv. Și fiind cea mai apropiată centrală de partea României, nu e bine. Nu, deci asta vă spun nu numai pentru noi, pentru că în funcție de evoluția condițiilor atmosferice se întinde pe întreaga Europa și pe alte
distanțe, nu numai centrala aici. Asta, înțeleg că e a doua camărime din Ucraina. Citesc exact. Așa din documentare că are exact. trei reactoare nucleare, funcționează da, toate da, trei? Da, așa este, așa este. Dincolo la Saporojie erau șase, sunt șase. N-au atacat zona aceea. Înțeleg că de vânere militar, și nu mă amestec eu pe treaba asta, e partea de control, în sensul control al alimentării cu energie electrică. Nu așa îmi pot explica eu, în sensul trupele sovietice să atace aceste zone. Nimeni nu-și poate permite acest lucru pentru că norul radioactiv se poate duce și spre Federația Rusă, și spre Belarus, și peste Europa, și peste tot. Norul, dacă într-adevăr atacă zona nucleară, știți? Deci asta e problema. Și scapă de sub control, centralele, partea de acțiune, de operare a centralelor nucleare. În comunitatea științifică și de aici, și știu că sunteți în contact și cu comunitatea științifică internațională, cum este privită chestiunea? Pentru că vedeam numai de parte de ieri șeful comunității nucleare, acea agenție internațională, recomanda chiar să se ducă la Cernobâl și să-i pună la oaltă pe ruși și ucraineni să aibă o discuție deschisă cu ei ca să înțeleagă pericolul la care se expun. Știți da, ceva? Se Cernobâl, va întâmpla lucrul ăsta? Eu vreau să că la Cernobâl e totul oprit. E totul oprit. Problema acolo este să nu dinamiteze, să nu atace sarcofagul făcut. Deci, atenție! Vă rog să remarcați diferența, cum am spus, sarcofag. Deci, acolo a fost, atunci când a fost accidentul în 86 la Cernobâl, s-a degradat zona activă cu tone de combustibil și încă ăla e fierbinte acolo. Și comunitatea internațională a pus bani și a făcut un sarcofag. Acum, noile centrale au această cupolă ca să nu iasă partea de substanțe radioactive, dacă se întâmplă ceva în zona activă, în zona unde e combustibilul și e zona de operare. Da? Deci, aia e o altă problemă. Ar fi o mare tragedie să spargă acolo. O mare tragedie pentru toată comunitatea, nu vorbesc, comunitatea înțelegând comunitatea internațională, să atace și să distrugă partea de control a radioactivității, a funcționării în condiții normale a centralelor. Asta e aici este problema. Ar fi o tragedie și o acțiune condamnabilă total să facă această treabă. Da, vedem, o să în condițiile în care acțiunea rusă să distrugă această parte de alimentare cu energie electrică. Da, acum. Da, vă rog. Asta vreau să poate să explicați puțin, pentru că Ucraina e o țară tipică din punctul alimentării cu energie. Peste 50% este din energie nucleară. Corect. Poate da. Fi demersul rusesc și ca o încercare de a opri eventual alimentarea sau a folosi chestiunea aceasta într-o eventuală negociere cu ucrainienii și de fapt să fi fost pur și simplu un accident, ceea ce am văzut în urmă cu 24 de ore păi la Zaporojie. Că dacă se întrerupe, știți care e problema? Că este la o centrală nucleară, e partea nucleară, unde e reactorul nuclear și e partea cealaltă, nenucleară, care produce. Și atunci ei pot să distrugă partea de ruși, vorbesc partea rusă, pot să distrugă generatoarele de abur, generatoarele electrice și atunci să rupe tot. Sau pot să distrugă rețelele de conectare națională și europeană de acolo. Știți?
Deci asta e o treabă simplă, însă dacă atacă partea nucleară, e rău pentru toți. Ce vreau eu să vă spun, că lumea e panicată, populația noastră vorbesc, e panicată pe subiectul ăsta. Eu vreau să vă spun că autoritățile române sunt pregătite pentru, au făcut exerciții și facem exerciții în acest scop, înțelegând Comisia Națională, institutul nostru, care e institut suport tehnic ca în astfel de situații să intervenim, dar Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este partea de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, este partea de Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne. Mai vreau să vă spun și că monitorizarea la nivel național e asigurată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care au stații care monitorizează la noi în institut. Vorbesc de amplasamentul institutului nostru de la Măgurele, de lângă București. Avem stație meteo la 60 de metri care măsoară din 10-10 metri care e nivelul. Avem și un software dedicat să vedem cum evoluează, dacă se întâmplă ceva, cum evoluează norul radioactiv. Avem și partea de prelevare cu pompe de absorție, să vedem ce e în aer, dacă se întâmplă ceva și sunt în funcțiune, în aerul atmosferic, plus aparatură portabilă care o măsură. Conform legii, noi trebuie să raportăm la ministrul nostru, Ministerul Cercetării și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, să raportăm periodic când ni se solicită, care este situația. Foarte important ce ne-a spus. Dar eu aș vrea să vă spun așa, pentru cetățenii noștri, să nu intre panică, să nu ia autoritățile în caz de necaz, în caz de accident, să nu ia iodură de pot, de potasiu, da? Da, într-adevăr, au spus și medicii aici la România TV, este extrem de periculoasă pentru tiroidă. Pentru tiroide, pentru că o afectează grav. Și în funcție, asta vreau să vă spun, din punct de vedere al securității radiologice nucleare, în funcție de ce e norul radioactiv și unde se difuzează și ce conținut de iod 131, vorbesc de iod radioactiv, atunci se dispune și nu se ia decât cantitatea care trebuie pentru ca să se protejeze tiroida. Am înțeles. Și vă mai spun ceva. Asta am spus-o de fiecare dată. Că e în caz de cutremur, că e în caz de inundații, că e în caz de alte urgențe, cum ar fi aceste urgențe nucleare, dacă se dispune evacuare, se dispune depozitare sau dispunere în anumite spații, cetățenii, românii noștri, să aibă un geamantat pregătit cu minimul necesar, acte, lanternă, radio, un radio ca să asculte știri, să asculte știrile din canale oficiale, nu din alte știri. Da. Important. Vă mulțumim mult pentru aceste sfaturi. A fost în direct cu noi, cum v-am spus, directorul de securitate nucleară al Institutului de Profil din România, practic instituția care monitorizează tot pe acest domeniu. Și să vedeți, de fapt, cât de grav a fost situația, practic, la Zaporojia. A apărut astăzi o înregistrare cu angajații de acolo, ce le cereau aceștia soldaților ruși, vedeți chiar acum. Acolo, la fiecare noastră, oră, la fiecare noastră, 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 la
Da, domnule Roșca Stănescu, și imediat va fi în direct cu noi și ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna, pentru că acolo de câteva zile se analiza, s-a dat o directivă astfel încât radiațiile acestea să fie analizate nu la 24 de ore, ci din oră în oră. Domnule Roșca Stănescu, la ce privim și ce încercăm să înțelegem pe logica asta nucleară, că e vorba de bombe, că e vorba de centralele nucleare, repet, Ucraina tipică din perspectiva alimentării cu energie electrică nucleară, peste 50%. Cum să decriptăm? Va fi cineva atât de inconștient sau pur și simplu ce am văzut acolo la Zaporojie a fost o greșeală? Din toate informațiile pe care le-am strâns, eu am ajuns la următoarea concluzie. În raport cu sălbăticia agresiunii declanșată de Federația Rusă, domnul Putin se teme, și se teme pe bună dreptate, că nu este exclus un gest sinucigaș al ucrainienilor, tocmai pentru a declanșa un cataclism, până la urmă, nuclear, a și spus-o de altfel, astfel încât să antreneze în cele din urmă și forțele NATO în acest război. Și atunci, preventiv, ei ocupă rând pe rând aceste centrale atomoelectrice, fără intenția de a decupla localitățile de la curent, că asta, cum a explicat specialistul pe care l-ați prezentat mai devreme, asta e foarte simplu, să întrerupi firele de transmisie energie electrice. Deci asta este tot ceea ce se întâmplă. Deci nu cred că este cineva în pericol. Din perspectiva evitării unui cataclism nuclear, este foarte bine ceea ce face Federația Rusă, deși tot ea a provocat această situație, repet, prin sălbăticia acestei agresiuni. Da, Și mai vreau să adaug un singur lucru, doamna Crețulescu, vis-a-vis de tema anterioară. Eu cred că există cârtițe la Moscova. Refacem cârtițe la Moscova. Detaliem puțin mai târziu, când refacem și legătura cu domnul Sorin Roșca Stănescu. Îmi spune producătorul că chiar acum îl avem în direct pe ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna. Bună seara, domnule ministru. Știu că ați dat de câteva zile o directivă în minister. Aceste controle, aceste testări al nivelului radiațiilor să se facă din oră în oră. Care sunt rezultatele în ultimele 2-3 ore? Ce ne puteți spune? Avem vreun motiv de îngrijorare? Bună seara! Într-adevăr, România monitorizează nivelul radiațiilor constant. Această monitorizare a avut loc și înainte de izbucnirea războiului în Ucraina. Din 24 de ore în 24 de ore se validau datele transmise de cele 58 de stații automate care măsoară nivelul radiațiilor în România. Am trecut la o validare orară a datelor, astfel încât să avem tot timpul date proaspete cu privire la evoluția acestor radiații în această perioadă destul de critică, pentru că exista acest risc, din păcate, a atacurilor din zonele centralelor atomonucleare. Avem datele pentru această zi. Din oră în oră constatăm că nivelul radiațiilor nu a crescut. Nu există motiv de îngrijorare în momentul de față pentru niciun cetățean din România. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Iată că, într-adevăr, cel puțin pe zona aceasta, România este extrem de pregătită și mă bucur să aflu acest lucru. Sarmiza Andronic, privind harta, să spunem, conflictului de azi, ce e relevant să știm?
În primul rând, pe mine m-au impresionat foarte tare imaginile pe care le-ați dat mai devreme cu acei ucrainieni care pur și simplu cu mâinile goale țin piept tancurilor. Și asta vine și pentru că ați arătat și cu siguranță că nu doar dumneavoastră, în toată lumea circulă aceste imagini cu oameni care au ieșit în stradă și care sunt de partea ucrainienilor. Mai mult decât atât, președintele Zelenski iese o dată pe zi sau măcar o dată la două zile și îi motivează pe acești ucrainieni. Am văzut, de exemplu, ieri un gest care pe mine m-a impresionat și probabil că îl știți. O întreagă televiziune din Rusia și-a dat demisia empatizând cumva cu poporul ucrainean. Deci e foarte important să știm că, iată, ucrainienii rezistă. Președintele Zelenski este lângă ei, pentru că dacă s-ar fi confirmat acea știre, cum că el ar fi fugit în Polonia, cu siguranță ar fi fost un haos. Acum ei au totuși un lider, îl urmează. Dacă președintele lor este acolo, rămân și ei, iată, și cu mâinile goale. Deci e important să știm că noi nu suntem în pericol, că ucrainienii, apropo de aceste centrale despre care ați vorbit, mă rog, sunt liniștiți, măcar din punctul ăsta de vedere, și că pare că această strategie pe care o are Vladimir Putin în ceea ce privește Ucraina, parcă nu-i mai ia chiar așa prin surprindere. Important să vedem și raportul trupelor la zi, doamnelor și domnilor. Ce vedeți cu roșu? Practic sunt zonele intens bombardate de ruși, zone controlate de ruși. Cea mai gravă situație este în Mariupol. Portul, de fapt portul cel mai important al Ucrainei, de acolo ieșeau tonele de cereale, pentru că alături de Rusia, Ucraina practic e pe primele locuri la nivel mondial pentru acest export de cereale. Rușii au promis pe parcursul zilei de astăzi că încetează focul în orașele acestea cucerite între orele 9 și 16 pentru a crea un culoar umanitar, adică evacuarea civililor, însă de menționat că autoritățile ucrainiene au declarat de mai multe ori că acest acord a fost încălcat. De asemenea, este de remarcat faptul că forțele rusești au reînnoit înaintarea asupra orașului Nicolaev, adică știți, acel oraș despre care am văzut că este la 100 de kilometri de a doua centrală nucleară vizată de ruși. De asemenea, important de precizat că vizează și încearcă să mențină controlul asupra Hersonului, un oraș deja cucerit de 3 zile, ceea ce ar putea crea condiții, doamnelor și domnilor, pentru un nou atac către Odessa. De fapt, dacă s-ar întâmpla acest lucru, practic acea misiune pentru control la Marea Neagră, acel prim pas estimat de mulți analiști militari, s-ar îndeplini. Adică acest atac asupra Odesei. Oricum, înaintarea, sunt surse aici despre înaintarea navală rusă, care este posibil pregătită să efectueze aterizări pe mare în apropierea Odesei, atunci când forțele ruse au asigurat sau sunt aproape de a asigura practic o rută terestră fiabilă între Crimea și Odessa. Mai este de remarcat un lucru, și anume că forțele ruse au avansat rapid și la periferia Kievului. Este al doilea punct esențial. Aici ar putea să încerce să încercuiesc sau să atace capitala de pe malul de est al Niprului. Și analiștii militari, pentru că această informație apare, de exemplu, pe o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, un ONG american, dar și pe alte surse militare, trupele rusești n-au mai acționat sau n-au început să acționeze terestru asupra Hersonului, practic cel mai bombardat oraș, al doilea ca mărime din Ucraina, tocmai pentru a se mobiliza aici la Kiev. Și estimările despre care v-am vorbit estimează o înaintare asupra Kievului în următoarele 24 de ore. Ei bine, cam asta este situația la zi. Important de precizat, de asemenea, și ce se întâmplă în Rusia. Acolo este un blocaj total pe zona informațională, atât prin decizii ale Kremlinului și prin faptul că Facebook, Twitter, YouTube au fost banate în Rusia. Greve de asemenea în Rusia, important. Raționalizarea alimentelor este o altă informație care vine din
Rusia. Și o declarație a ministrului apărării din Rusia pe care n-aș vrea să o ratez, și anume, pentru cei care vor să se înroleze voluntari în armata ucraineană, dar aparțin altor state, aceștia nu intră sub cupola convențiilor de război, adică sunt mai expuși decât un combatant ucrainian. Și la fel de important, NATO a respins cererea Ucrainei de a înființa o zonă de excludere aeriană asupra acestei țări, de unde vedem și declarația de astăzi a lui Zelensky, o declarație care ar putea pune în pericol Europa și nu numai. Що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений. Внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Domnule Troncot, revin la dumneavoastră. O declarație care practic forțează NATO să intervină acolo în spațiul aerian, deși ieri, foarte pertinent, secretarul general NATO a spus că exclus așa ceva, pentru că asta ar însemna un conflict NATO-Rusia, adică al treilea război mondial. De fapt, ce își dorește Zelensky? Nu... Aici trebuie să pornim foarte clar de la o situație cât se poate de clară. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus cu câteva zile în urmă că i-am ajutat pe ei, pe ucrainieni, și vom continua să-i ajutăm. Mai mult decât atât, nu se poate, respectând actuala legislație internațională privind purtarea războiului. Deci, America, NATO, occidentalii, Uniunea Europeană îi ajută pe ucrainieni prin ce? Îi ajută prin furnizarea de informații de intelligence, îi ajută prin furnizarea de muniție și ce mai au nevoie, prin ajutoare umanitare și așa mai departe. Consiliere militară, iarăși e importantă. Nu vă supărați, din punctul meu de vedere, declarațiile domnului Zelensky din ultimile zile, că a vorbit la telefon cu președintele Biden, că a vorbit la telefon cu președintele Macron, că a vorbit la președintele cu cancelarul german. Păi toate astea demonstrează că Ucraina este în perfectă legătură operativă cu lumea occidentală. Păi mai mult decât atâta, cu ce să-i ajute? Ei nu pot trimite. NATO este o organizație cu caracter de apărare, defensiv. Păi da, dacă nu poate Zelensky să spune ucrainienii vor muri acum și din cauza NATO, mie mi se pare un atac direct. Nu. Da, din punctul meu de vedere este o declarație care vrea să acopere tocmai aceste legături cu NATO, pe care, dacă mergem în partea ilaltă, știți, cu auditum altera pars, să-i vedeți pe ruși și experții ruși care acuză foarte mult această consiliere a NATO și a occidentalilor și argumentează de așa natură încât să justifice aceste acțiuni ale armatei ruse. Acești experți ruși ce spun? Că actualul conflict se va întinde și nu mai puțin de 2 luni. Obiectivul fundamental al Federației Ruse, din punctul lor de vedere, este de a înlocui actuala conducere a Ucrainei, de a-i ajuta să-și formeze un stat care să fie
să promoveze politici de alianță cu Rusia. Noul stat se va numi Noua Ruscaia și, mă rog, capitala la Harkov. Cam asta gândesc ei, cam asta vor ei. Iar aceste acțiuni militare, sigur că ele întâmpină o rezistență extraordinară pe care nu au anticipat-o nici Putin, nici mă rog, stafful lui de conducere militară, nici geostrategii lui. E un eroism fantastic din partea lor, iar ei ce fac la ora actuală, doamnă, să vede cu ochiul liber, este un genocid. De ce? Pentru că ei, fiind de acord cu aceste culoare, da, umanitare, cum le zic ei, ei permit de fapt cui? Cetățenii, mă rog, ucrainienilor. Care ucrainieni? Că sunt femei cu copii. Păi de unde să-i transport pe ăștia din est, tocmai în vest? De aici trebuie să le asiguri un culoar de securitate, de mijloace de transport și așa mai departe, logistic. E foarte greu de pus în funcțiune treaba asta. Pe ei nu interesează decât să-i scoată pe ăștia și să se ducă ei cum vor ei pe jos sau, mă rog, cine vrea să-i ajute. Deci este vorba de o epurare etnică. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta. Iar lucrul ăsta înseamnă genocid după cele mai exigente reguli de definire a genocidului. Asta este realitatea pe care o vedem la ora actuală și nu o putem nega. Indiferent ce mi explică mie strategii ruși, că ei vor să se apere, că ei vor să schimbe conducerea neonazistă de la, și așa mai departe. Deci lucrurile care se văd sunt de necontestat. Despre asta este vorba. Da, și dacă dumneavoastră vorbiți despre un genocid și drama umanitară, vreau să-l întreb și pe Mircea Coșa, pe profesorul Mircea Coșa și dânsul alături de noi în această seară. Ce să ne așteptăm pe parte economică, întrucât am citit analize tot așa de un soi de genocid economic după pentru foarte multe zone ale lumii. Să rămână, bună seara, doamnă. Da, este un război cu tancuri, cu rachete, cu oameni care mor pe stradă, e îngrozitor. Dar e și un război economic. Război economic care are și care va avea în viitor victime la fel de multe și la fel de gravă situația pentru foarte multă parte a omenirii. Nu e un secret că toate sancțiunile care se pun afectează enorm Rusia. Rusia e deja o țară cu probleme economice mari, dar nu trebuie ca să uităm și faptul că aceste sancțiuni sunt un sacrificiu pentru cei care le impun. Sunt pierderi și pentru cei care promovează sancțiunile. Pe aceste sancțiuni, până la urmă, poate vor avea un rezultat politic, militar, dar economic, pe termen lung, vor aduce în întreaga omenire o situație de criză. Și am să încerc să vă spun câteva elemente care sunt îngrijorătoare. Criza aceasta, se spune ucrainiană, se așează, ca să zic așa, pe o altă criză pe care modelul economic global încă nu a rezolvat. E problema energetică, problema alimentară, problema pandemică. Toate aceste crize au adus pierderi foarte mari omenirii, de la țară la țară, la unii mai mult, la alții mai puțin, dar pe ansamblu e o pierdere. Această criză militară accentuează două elemente importante. În primul rând, dependența pe care Europa o are față de energia rusească, deocamdată, cu toate eforturile care se fac, această dependență rămâne, poate se diminuează, dar rămâne. În al doilea rând este o creștere foarte importantă a prețurilor la materiile prime și la alimente. De ce? Pentru criza energetică, blocarea unor transporturi, situația economică precară a unor țări care trăiesc din împrumuturi și din importuri de alimente vor agrava pe ansamblul situației. Ce se poate face? Se încheie războiul. Reconstrucția zonelor va dura mult.
unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume, de cereale, dar nu numai de cereale, și de carne și de ulei, Ucraina, nu va mai putea să fie o perioadă delungată acest producător importat. În al doilea rând, exportul este blocat la porturile din Marea Neagră. Exportul pe care Ucraina îl are pe primele locuri în lume, la fier, la uran, la titan, la pământuri rare și la alte substanțe importante, va fi și el blocat. Dacă, așa cum spunea domnul profesor Troncotă, se va obține un regim în Ucraina care să fie strict influențat și condus de la Moscova, probabil că Rusia va beneficia întrucâtva de aceste bogății pe care Ucraina le are. Dar și asta cere timp. Și atunci ajungem la concluzia cea mai importantă. Rusia va avea în perioada următoare o situație economică extrem de dificilă. Putem să discutăm de oligarhi, putem să discutăm de sistemul bancar, dar cel mai important este să discutăm de situația cetățeanului rus. Cetățeanul rus, care nu mai este cetățeanul rus de acum, nici măcar cel din 2014, de la Crimea, e un cetățean rus care, prin inteligenția lui și prin clasa mijlocie, a început să călătorească în lume, își face concediile în Turcia, în Grecia, chiar pe coasta de Azur, are un sistem de consumerism apropiat de cel occidental, deodată s-a trezit într-o sărăcie luce, pentru că puterea lui de cumpărare a scăzut cu 40% ca urmare a căzderii rublei. Nu mai poate beneficia de carduri, nu mai poate beneficia de informația occidentală, sau mondială, ca să zic așa. Nu mai poate beneficia de deplasare. Toate astea, probabil, ar putea să creeze o masă critică care să determine o mișcare socială. Pentru că, în condițiile actuale, eu nu văd o oprire a ofensivii rusești, chiar dacă, din punct de vedere financiar, suferă. Rusia nu poate să susțină o ofensivă pe termen lung, dar e capabilă să facă sacrificii oprimând pe cetățeanul rus. Cât timp va tolera acesta situația în care se află, rămâne de văzut. Deja am văzut o grevă într-o companie importantă astăzi și, pentru că tot am dat declarația lui Zelenski de unde am pornit toate aceste comentarii, aș vrea să vă dau prin intermediul colegei mele Bianca Chivu și o declarație a lui Putin făcută în urmă cu 2 ore, cam tot în aceeași logică. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor! Vladimir Putin vine cu un mesaj pentru oficialii europeni în timpul unei conversații cu angajații companiei aeriene ruse. Președintele a precizat că sancțiunile împotriva Rusiei sunt o modalitate de a declara războiul. După izbucnirea conflictului în Ucraina, mai multe state au decis să impună sancțiuni Rusiei pentru a condamna atacul. Mai mult, sunt companii care au închis sau au suspendat contractele cu Rusia. Președintele Putin a declarat, citez, o mare parte din ceea ce se întâmplă astăzi și cu ceea ce ne confruntăm este, desigur, o modalitate de a lupta cu Federația Rusă. Sancțiunile care sunt introduse sunt asemănătoare cu o declarație de război. Mulțumesc mult, Bianca! Ce vedem, Sarmiza Andronic? Președintele ucrainean presează de asemenea NATO, intervino în spațiul meu aerian, deci îl presează să intre în acest conflict, la fel și președintele rus, mai sancționat, consider că e o agresiune, presează adică cum vom ajunge? Vom ajunge la un conflict la scară largă? Oricum este un război al declarațiilor. Era firesc cumva ca președintele Putin să vină și să dea o replică acestei declarații a lui Zelenski. În orice caz, mie, spre deosebire de ceea ce a spus domnul Troncotă, mie mi se pare extrem de periculos și mi se pare periculos pentru că mie mi se pare că Zelenski își strigă cumva vulnerabilitatea. A ajuns cumva la capătul răbdării, a ajuns cumva la capătul puterilor sau cel puțin asta se vede din declarația lui sau chiar dacă nu e asta, se poate
poate interpreta și așa. Și atunci, așa cum vedem noi, declarația o poate vedea și Vladimir Putin, da? Pentru că și Vladimir Putin și și președintele Zelenski știu amândoi că nu are cum să intervină NATO în acest conflict. Amândoi știu care este prețul. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a fost extrem de apropiată de Ucraina. S-a comportat de ca și cum Ucraina ar face parte deja din Uniunea Europeană. Niciodată nu i-a întors spatele. Cum spunea domnul Troncotă, NATO a venit cu cât a putut de mult în ajutor. E firesc cumva ca acum să-l vedem pe președintele Zelenski nervos și agitat. Dar ce se întâmplă dacă într-adevăr aceste vieți omenești despre care președintele Zelenski vor avea loc, în masă va fi un genocid de nedescris, ce vor face ucrainenii? Se vor uita spre NATO și vor arăta cu degetul spre NATO. Ori cred că aici lucrurile nu mai sunt în regulă, pentru că adevărul este altul. Președintele Putin a dat o replică și e și el cumva disperat și el este vulnerabil în fața propriului popor, având în vedere că se întâmplă în Rusia ceea ce se întâmplă. Vedem oameni în stradă peste tot, dar faptul că au ieșit oamenii în stradă, în Rusia, asta este un lucru extrem de important. Am văzut astăzi, am citit, cum că mai multe magazine pleacă din Rusia. Asta înseamnă atac direct la poporul rus și nu la Putin. Da, sunt o listă de vreo 50 de mari branduri care evident au magazine și în România și în Rusia și peste tot pe planetă, de la articole de vestimentație până la IT, mobilă și așa mai departe. Dar, domnule Sorin Roșca-Stănescu, e clar, acolo drama umanitară în Ucraina e ceva de neimaginat. Însă, pare că atât președintele ucrainean, cât și președintele rus zgândăresc NATO în povestea asta. Riscăm escaladarea conflictului? Dincolo de ce ne-a semnalat domnul profesor Troncotă, domnul profesor Coșa, analistul Sarmiza Andronic, mai trebuie să vedem ceva și vă atrag atenția să fim foarte atenți la acel ceva. Vedem un avion din flota prezidențială a Federației Ruse care în mod misterios zboară către Washington. Încălcând aparent toate interdicțiile care s-au stabilit. Deci nu poate să zboare încălcând aceste interdicții. Deci are dreptul de a survola o zonă care pentru celelalte aeronave ale Federației Ruse este strict interzis. Ce transportă acest avion din flota prezidențială? Nu există decât două variante. Fie transportă niște diplomați de vârf ai Federației Ruse care peste câteva ore, după ce aterizează la Washington, încep convorbiri oficiale cu oficiali de la Casa Albă, Publicitate, doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru aceste transmisiuni la distanță, dar asta este televiziunea la distanță din ultima perioadă. După revenim, extrem de important, cu pregătirile de atac al României. O să vedeți ce ordine a dat Arafat, dar și documentele pregătirilor militare, pentru că din instituțiile statului, în mod bizar, încep să curgă documente despre mobilizarea tinerilor la arme. Rămâneți cu noi!